da, da, știți, apropie gala. Păi da, de asta, asta am zis doamna Andreea, să nu zică prea târziu, când se... Să nu zic asta acasă, a spus și Andy ieri, da, 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 a spus chestia asta Andy ieri. Dar de ce să o eliminați pe ea, că mai sunt fete, adică abia dacă nu ne-a spus pe cine îi place, noi... Manuela, poți să ne spui? Eu mă duc acolo la vot și o votez pe Manuela pentru că stă în casă de o săptămână și nu spune de cine îi place. Dacă și... vrei da. Să o votez pe Manuela pentru că stă în casă de o săptămână și nu a spus de cine îi place, atunci asta fă, ori stat altele aici 10 luni și nu ori zis de cine le place și nu ori plecat și nu ori făcut nici cuplu. Dacă ăsta e un motiv, eu... Manuela, stai un pic, că nu se certe nimeni cu tine, dragă mea. Ideea da, 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 pe mine, zi, 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 dar poate nu vreau să zic, poate asta nu sunt încă să spun, poate nu sunt nici măcar eu sigură. Da, mă, dar poți să spui asta, asta vreau să spun. Păi, dar am spus-o de câteva ori. Asta vreau el. Zi dacă îți place de cineva măcar, da sau nu, atât, poți să zic asta. Am văzut. De bun, am zis de cineva, zi da sau nu. Zi, Manuela, spune, îmi place de tine, please, dar să-mi faci cadou în fiecare zi. Păi, lasă. Pleacă, nu-ți place de Bogdan? Tu ai o problemă cu candură, ce atunci mă mură dacă îmi place cineva, da sau nu, zici de cineva. Și privirile și astăzi când v-ați uitat ochii în ochi și mai multe pentru care că ieri Marta a afirmat că au vorbit doar dar cred că și Bianca da, ia, ia liniște un pic acolo la băieți. Ce? Știi ideea? A, pentru că ieri Manuel a afirmat în emisiune că ei au vorbit doar ca prieteni de solar, de becuri, de neoane. Dacă ai vorbit doar de neoane, nu are rost să... Da, ascunzi. Și ieri după emisiune Bogdan ne-a zis că ai mers la el și ai zis Bogdan nu șterge conversația. Pentru că aici în casa asta totul se interpretează, da. De asta. Bogdan, ce ai zis? Că ce, că se interpretează bă, tot în casa asta și n-are rost, nicio conversație, nicio... Curăși tot. Ferea. Bogdan, am avut noi doi ceva? Păi, mai mult decât o relație de... Nici măcar prietenia nu poți să o numezi. Nici măcar n-ați auzit doar de exact. Așa ceva, doamne. Dar n-aveți voi de unde să știți despre ce am vorbit noi doi. Dar la poate a vorbit ceva de... Dar nici măcar n-a lăsat de interpretat așa ceva, Andreea. Ai șters? Da, 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 da. Fără să-i arăți, Andrei? Da. I-am arătat, Andrei. Deci, eu am doar screenshot de la când i-a spus ei că vin în casă pentru tine și nu. Nu, i-am arătat un screenshot, dar ca să vadă că nu-i nimic și chiar nu a fost nimic. Care a ieșit el bine. Nu, nu a ieșit nimeni bine, nici eu, nici ea. Era fix cam cea mai gravă chestie care ar fi putut fi înainte să șterg. Și ca să vadă și ea că nu, niciodată nu a fost. Da, dar era okay, okay. Eu ce aveam, ce aveam nu, împărțit, okay, aveam cu prietena ei și cumva. Și atunci o șterg în fața mea, nu? Da, da, nu trebuie să arătiți. E legat de trecutul lui. Nu mă bag. Ce? Sunt regulile lor. Dacă e legat de trecutul lui. Nu, 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 Andreea, eu am ales înainte să șterg, ca să nu fie probleme aici în casă. Andreea, Bianca. Nu, 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 nu mă interesează. Și dacă ar fi vorbit de la un loc. Lasă vrăjeala, Comălina. Comălici, lasă vrăjeala. Ce am prezent? Păi asta zic. Păi dar ea s-a dat la Bogdan? Nu s-a dat, mă, nimeni. Nu are nicio treabă cu Bogdan. Eu, nu are nicio treabă cu Bogdan. Andreea. Da. Nu vreau să vină pe... Nu, Andreea, trebuia să șterg conversația. Înainte să șterg conversația, am căutat cea mai gravă chestie. I-am arătat-o Andrei, ca să înțeleagă că n-a fost nimic. Era o conversație ceva de genul când i-au zis... Au văzut și inimioare. Era o glumă, zis că... Nu, eu i-am zis, eu i-am zis. Știi că dacă vrei să intri, trebuie doar să vii aici și să zici că ai intrat pentru mine. Și o să probabil o să vii. Și au zis că, aha, păi ca să stabilim, că oricum pentru tine venea. Și a zis, aha, glumeam. Și au zis că ok și ea. Și apoi eu am întrebat-o de prietena ei. Dacă vii aici, vino cu puncte, puncte. Atât a fost cel mai grav. Hai că n-am avut nicio treabă cu el. N-am avut nicio treabă și gata, da? Și iertați că de-abia v-ați împăcat, Bogdan. Și urât și de ce vreau să clarific asta? Pentru că posibil că alți băieți din casă, poate, care au interes în Manu, care este chiar o femeie super ok, s-ar putea, nu știu, să nu că să-și piardă interesul, dar să-i dea de bănuit că poate chiar ar avea ceva pentru mine și să închid o oportunitate din cauza asta. Și n-aș vrea. Adică vrea, dacă unul dintre aș vrea să aibă toată lumea o șansă. Dacă unul dintre ei ar fi Jador, cu siguranță nu mai are nicio șansă Manuela la el, pentru că la ba da, pentru că au lămurit pe hol ieri după emisiune. Și aud că e deranjat de faptul că v-ați dat și da, dar știm cu toții pe Jador cum s-a lintă ieri după emisiune. Eu s-a dus la ea și a cerut scuze pentru că ce-a făcut. Și au discutat și au lămurit problema. Că și Jador e conștient că nu... Am spus chestia asta, gen că... Și Jador e conștient că nu a avut, că a văzut toată conversația și el știe mai bine ca toată lumea din casa asta că eu cu cealaltă fată aveam. Bine, Bogdan, eu am dedus chestia asta
Nu aș vrea să comentez. Din dansul vostru, v-ați pus la masă în prima zi în care a ajuns, v-ați pus amândoi la masă. Da, păi dacă îl cunoșteam. V-ați ascuns să dea departe de el. Deci pe el îl cunoșteam și cu el am simțit. Numai tu joci așa, nu e adevărat. Poate te atrage și vrei să vrei să vorbești și cu el. De ce nu e adevărat, dar ce... Mi-au văzut lucruri. Da, așa, că dur sunt, dacă mă dați în lucruri, am văzut. De-aia, nu am confirmat chestia asta, eram una. Andrei! Am înțeles, dar dacă ai văzut și gesturile, cred că ai văzut și gestul pe care l-am făcut atunci când l-am luat în brațe. Andra, nu am avut nimic, băi, ai făcut intenționat. Aurși. Vezi? Dar nu de el îi place. Ce, doamne, iartă? Nu a spus că doar de Bogdan, îți place și nu-i place de Bogdan. Bogdane, știi ceva, las-o așa, îmi place de tine, să creadă fiecare ce vrea și aia e. Dar eu mă chinui de 3 zile, de 5 zile să vă explic aici că nu-i Bogdan. Dar de ce aș minți cu chestia asta? Manu, i-am înțeles. Dar chiar nu plăcea de tine, venea și ziceam, bă, da, tu ce-mi place de Bogdan. Manu, i-am înțeles, Manu, eu știu că tu ești o femeie destul de asumată și dacă îți plăcea cineva, chiar și eu, chiar și Livian, care sunt într-o relație, ziceai. Dacă eram eu sau Livian sau așa, ești o femeie asumată și ziceai, da, mă, îmi place și gata, dar eu știu că nu-ți place și am stabilit și tot de asta și nu mă stresez. Păi nu, dar se înțelege altceva, Bogdan, și eu pic plăcut toate cu ația asta, înțelegi? Și cu conversațiile și cu absolut tot. De asta mă, și nu pici prost, mă, că s-a văzut. Păi și s-a văzut? Ce s-a văzut când au dansat și când au stat la masă? Și lăsați-mă, că știu eu, îl cunosc pe el și astăzi la fel. Și... Dar nu îl cunoști loc. Și tu ai spus, ieri ai spus că te place. Bogdan, despre ce vorbim? Tu ai spus ceva, Bogdan? Da, că simți. Andrei, ai spus că sunteți afară. Hai, mă, că ai fost noroc cu mine. Ce ai zis, mai că eram cu el în... N-am zis, Andreea, așa ceva. Da, a venit pentru mine, ai zis, da. Zi-mă, Jador, că ai fost nostru cu mine, frate. El a spus, mi-a spus afară, tu. Bogdan, chiar așa ai zis? Nu, măi, n-o zis așa. Andreea e picărări, cred că a devenit în locul lui Mocanu, ea. Te potrivesc, ei, du-i. Acum, gata. Măi, fată, n-ai nicio căpușă, măi. Poate eventual eu am zis că e drăguță să i-a făcut complimente Manuelei. Ai făcut complimente, dar ai spus... I-a făcut, dacă ce vrei, n-a nimica cu fata. N-are mai nimica cu ea, vrei să te minți singură sau ce vrei? Da. Vrei să te minți singură. E ce lua asta, Jadu? Deci ai zis doar în glumă, Bogdan? Dar n-am zis deloc, Andreea, eventual am zis că poate... Păi două fete îmi spun că ai spus asta, și Dea și Andra. Mai Dea, n-ai nicio căpușă, mă, ce ai? Hai să fim serioși, dar ce nu puteam să... Băi, dar prea mult... Nu puteam să zic și aici, sau că de câte ori m-a întrebat... Bogdan, ai spus chestia asta. Hai, mă, știu. Păcat că nu sunt camera afară, îmi pare rău să fie auzit. Eram în emisiune. Dar de ce să vin afară, să spun spus dacă nu... Unde afară? Deci Bogdan a vorbit frumos de mine, dar a vorbit frumos în emisiune, eu atât știu. Când am ajuns, chiar când am ajuns, no, vorbit 3-4 eventual eu să fi zis, eu să fi zis ceva de bine, nu... Pentru el. Bogdan știe ce-a fost și restul, da, nu mai contează asta. Este pentru ce se bat, cine stă în situație. Dacă o spunea doamna Andreea Mantea, luptați dacă... Păi asta, da, corect. Da, corect. Îți place, da, să fie triunghi. Păi cum? Săptămâna trecută cum ai fost cu Bune? Doamne! Adică tu nu interzis dacă ești cazic lucrurile. Dacă îți deschide o poartă și zice, haide, tu să sari gafă sau asta? Vezi, tu urmează, ați spus nu e interzis. Ați spus că nu e interzis dacă cineva are lucrurile. Să deschide poartă sau gafă? Cu cuțitul de zicătorul zice. Da. Foarte, foarte interesant, minunat. Ai grijă să nu sară gardul, Manuela, la tine. Nu știu, ai glumit, ai glumit. Fetele astea susțin că așa ai spus. Da, Bogdan, așa ai spus. Da, nu poți să convingi pe cineva. Dar hai, Bogdan, recunoaște acum, dar chiar nu te. Nu, dar mă gândesc să nu fi fost în glumă, Andra, de aia, să nu fi zis. Nu, Andreea, dar nici n-aș glumi cu așa ceva, că știu că e... Ah, ci Bogdan a zis de el a glumina, nu? Nici nu. Nici n-aș glumi cu așa ceva. Bogdan, pe Ana sau Andra? Doamna Andreea! Da. Bogdan a zis de el a glumina? Ah, cred că mi-amintesc. Nu, n-are, nu-i momentul acum de glumit, nu-i momentul. Vă-ai și pe tine ai? N-au nicio treabă. Mă, Jador, mă. Nu, Andreea, n-am. Spune tot. N-au nicio treabă. Da. Păi nu au nicio treabă, doar că atâta ce-am spus. Au vorbit, dar n-au nicio treabă, vorbit. Nici măcar tu nu existai, poate erai prin Italia când vorbeau ei doi. Păi sigurat eram în Italia. Păi vezi? Deci. Stai cu minte mânzul acolo. Păi nu, dar spui ce-o spus aseară. Ce-o spus afară. Dar ce mai contează trecutul până la urmă? Da, stai, mă, e de prezent, că de când sunt... Băi, Andra, dar când am zis asta? Asta e din trecut face parte, pentru că noi am vorbit până să... Vrei să zic eu ce-o zis? Hai că zic ce-o zis! Andra, uite, zice Jador ce... Uite, o zis? Uite și tu ce mișto e conturul ăsta. A, da, așa am zis, da. Dar chiar era mișto și ieri șanț. La tine stă mai mișto, nu-ți fă griji. Ce bine m-am tuz. O să dau pălăria să faci poză, da. Da, voi știți cel mai și cel mai bine. Oricum adevărul o să iasă la iveală, exact. Mai devreme sau mai târziu. Foarte frumos, foarte drăguț, minunat. Încheiem, ne luăm la revedere. Da.
Da? Yes, da? Da. Bine, ne vedem mâine de la 11 și apoi de la 17. Da. Cele 8 ore s-au încheiat. Când mi-ai spus și tu ce tu-ai spus, mi-a pus capac. Jador a zis, poți să vin odată un băiat care să accepte calitățile mele și o să mă ia așa. Mariana, văd, nu e proastă, n-am spus niciodată că e proastă. A doua chestie e să nu mai bagi motivul ăla cu mocanul. Ce este motivul? Asta e privirea ta de cuceritoare. Cred că lui a plăcut mult de tine, cred că a fost îndrăgostit de tine. Dar din cauza lui Bogdan... El era în stare să renunțe și la Bogdan, pentru tine. A zis că când am coborât scările, de aveam rochița albă. Când am intrat în casă, se uita la mine și zice... E sentimentul ăla în care l-am văzut în Simina când a coborât scările. Și mi-a zis că el s-a îndrăgostit rău.